Proiectul Fratele meu mai mic învață la țară a debutat miercuri dimineața printr-o acțiune realizată în parteneriat cu Crucea Roșie, filiala Mediaș. Sub genericul Cadoul din cutia de pantofi, elevii au pregătit pachete de Crăciun care vor ajunge la colegilor din Slagda. În cadrul proiectului Fratele meu mai mic învață la țară se vor desfășura trei activități. O prima activitate are loc astăzi, Cadoul din cutia cu pantofi, o activitate în parteneriat cu Crucea Roșie, filiala Mediaș, urmând ca de la ora 16 să aibă loc spectacolul caritabil de Crăciun de la Sala Traube, iar în perioada imediat următoare, cu data de 12, 13 și 16 decembrie, va avea loc bazarul de Crăciun. Toate fondurile care vor fi strânse din cele ultimele două activități din spectacolul caritabil și de la bazarul de Crăciun vor merge către beneficiarii din Slagna, către copiii din Slagna, costuri, produse, îmbrăcăminte, alimente, rechizite și astfel încercăm să le facem un Crăciun mult mai călduros și mult mai bun. Acest proiect are o anumită tradiție, fiindcă anul acesta se desfășoară cea de-a 8-a ediție. Inițiatorii, coordonatorii din tâi ai acestui program sunt profesorii Ligia și Otilo Cichi, profesori de română, și trebuie să vă spun că amândoi au rămas fideli proiectului în decursul anilor. Dăruirea lor, obiectivele lor inițiale au fost continuate, dezvoltate și să știți că foarte mulți colegi, dascăli și tot mai mulți elevi din școală, da, au contribuit la manifestarea acestui proiect. Noi, profesorii, am încercat, prin proiectul caritabil Fratele meu mai mic învață la țară, să învățăm pe copii ce înseamnă voluntariatul, altruismul, dăruirea, creativitatea și bunătatea specifică sărbătorii de Crăciun. Parteneriatul cu Școala Națională de Gaz este mai de mult. În fiecare an am derulat împreună acțiuni caritabile și cu scop umanitar, pentru care țin să mulțumesc doamnei director, cadrelor didactice și elevilor din Școala Națională de Gaz pentru gestul și efortul pe care l-a făcut. Mulțumesc mult!